În episodul de astăzi la Telenci Comedia vom asista la o luptă inedită între o șerpoaică de voluntari și un mangustoi de Tellerman. Vipera de voluntari s-a transformat încet încet, prin pomeni bine gândite și comisioane uriașe, înghițite pe nemestecate într-un șarpe feroce, Black Mamba, sau, după năpârlire, Pink Mamba, uneori chiar și Turquoise Mamba, culori de la ea de la țară. Ceva mai mare decât un șobolan, mangustoiul cu mustăți, contrar aspectului său inofensiv, e un prădător viclean fără scrupule. Trăiește în preajma bolților, îi place să dezgroape cadavre în zi de vot și atacă fulgerător alte animale politice. Când ciolanul nu mai ajunge pentru toți, șerpoaica iese din hibernarea de la primărie unde doarme pe ea și încearcă să atace alți prădători, dar mangustoiul e omniprezent. Dinții săi ascuțiți, în contrast cu ochii mici mijiți, sunt gata să-i aplice viperei o mușcătură fatală. Exact cum a făcut-o pe rând cu foștii lui superior pe scara evoluției, musculoiul de oțet, sugător de whisky și de salarii, dar și șoricelul Mickey Mouse, căruia i-a luat locul în junglă. Deși șerpoaica e veninoasă și clămpă necomunicată de presă, mangustoiul e uns cu toate alifiile și va aștepta momentul potrivit pentru a-i da târâtoarei lovitura fatală. Așa cum i-a îndepărtat pe toți foștii concurenți la ciolan, papagalul Grindeanu sau buhaiul de Dunăre Tudose. Să nu uităm că mangustoiul e omnivor, ceea ce înseamnă că nu se dă în lături să atace și ficusul săsesc, o specie de arbore întâlnită mai mult în stațiunile de schi. Victoria mangustoiului e aproape, iar după ce va mușca șerpoaica de cap, îi va folosi pielea pentru o minunată geantă, cadoul ideal pentru prietena lui, vrăbiuța cu caș la gură. Mangustoiul de Tellerman e învingător din nou, iar pădurea așteaptă cu sufletul la gură ca fiara să devină specie pe cale de dispariție. Coco știri.